Napoli... Iasmina, la tine tot așa mult a durat acest divorț? Și la mine a durat. Dar chiar, la tine de ce a durat așa mult? Că îmi povesteai că a fost cât a durat? Da, căsnicia a durat 4 luni. Așa? Și divorțul? 6 luni divorțul, după care ne-am împăcat. Da. Am renunțat la a mai divorța. Am stat împreună încă 3 luni și după care am divorțat la notar. Cât a durat divorțul? Zim. Vreo 7-8 luni. Dar ce, dar de asta ce mai mult divorțați decât căsătoriți. Dar de ce? După căsătorie eu m-am schimbat. Adică, ce înseamnă că te-ai schimbat? M-am schimbat. M-am schimbat foarte mult față de el. Dar de ce s-a întâmplat? Ce înseamnă? Nu s-a întâmplat nimic, doar că el era un om și este un om foarte bun. Eu sunt foarte răsfățată. Și tu ești foarte rea sau cum? Nu sunt rea, nu sunt rea, dar sunt foarte răsfățată. Și dacă nu păi faci nu te ca răsfăța? Mine... Ba, mă răsfăța, dar dacă ba, nu da... faci ca mine... Dacă te-a luat, nu te-a luat cu răsfăț cu tot? Ba da, păi tocmai de asta. Dar după ce m-am văzut soția lui, aveam alte pretenții. Ce pretenții aveai? Dă-mi aveam exact. Pretenții mult mai mari de adică? La el. Să stea mai mult cu tine, să te ofere stătea mai mult. Stătea non-stop cu mine. Păi și atunci ce pretenții? Păi, stai serios. O secundă. Toate femeile sunt curioase acum, adică ce să-ți dorești și mai mult? Stă cu tine, îți oferă ceea ce vrei. Nu-ți gătea. Ba, chiar îmi gătea. Săracu, băiat, mai și gătea. Hai că mor aici. Nu te sau supăra. Erai geloasă? Stai o secundă. Eram și geloasă, dar sunt foarte posesivă. Vreau să te întreb ceva. Unu, gelozie? Da, sunt foarte posesivă. Și el mai răspundea la diverse? Nu l-am prins niciodată. Dar bănuiei? Păi nu bănuiam, el nu m-a înșelat. Nu m-a înșelat. Explică-și mie o chestie tehnică. Deci tu voia să stea tot timpul cu tine, da? Stătea. El, voi din ce trăiați? V-am spus, eu provin dintr-o familie foarte bună. El a mai jucat, a prins un contract în Italia. În așa. Timpul relației noastre am fost plecați acolo, am stat acolo. Acolo cred și... că a fost bine, că erați unul lângă altul, botic în botic. Da, nu era bine când era la antrenament, că mă plictiseam. Săracu, băiat! Doamne, iartă-mă! Păi, dar ce, bă, auzi, dar tu vrei să joace fotbal numai așa? Nu, mergeam... Să lipsească două ore la care eventual să te duci tu la meci. Atâta lipsea, da. Și mă duceam și la meci. Săracu, băiat. Dar nu. După ce ați divorțat, ai aflat că el te-ar fi înșelat? Am auzit, însă nu cred așa ceva. De ce nu crezi? Nu cred, pentru că el a fost cinstit față de mine. Eu nu l-am prins niciodată. Hoțul neprins e negustor cinstit, clar. Auzi? Dar în căsnicia asta, știi cum e melodia? Cine o fi de vină, cine o fi greșit? Nu știu cine o fi de vină. Amândoi adică am greșit. Amândoi am greșit, cu siguranță. Cu ce am greșit? Că eu am înțeles, tu ai fost extrem de pretențioasă. Mi-e greu să-mi imaginez cum cineva poate să stea cu tine tot timpul. Adică ori lucrați împreună... Ori lucrezi în același loc, dar și asta să știi că are, poate să vină da. Cu avantaje și dezavantaje, ori n-are nicio șansă un om lângă tine, nu? Ba da, aveam nevoie de foarte multă atenție. Cât nu juca, eram acasă, primeam ajutor din partea părinților noștri. Mă rog, ne descurcam. Ne așa. Descurcăm. După cum știți, provin dintr-o familie foarte bună. Pe mine mă susțin foarte mult părinții mei. Și... păi și comunicarea. Comunicarea. Așa. Comunicarea a fost cea el mai mare problemă. El la un moment dat a fost și orgolios? Foarte orgolios, da. Asta eu nu mai eram problemă? De acord cu unele chestii. Problemă. Eu nu mai eram de acord. Cu ce nu erai de acord, da? Nu mai eram de acord cu ești prea multe ieșiri în oraș. Pentru că urma să avem nunta. Așa, și nu mai vreau atâtea ieșiri în oraș. El era petrecăreț? Amândoi eram, doar că la un moment eu nu am mai vrut. N-ai mai vrut. Și el a vrut să continue. Și el vrea să iasă cu băieții, normal. Doar că eu n-am mai fost de acord. Ție nu-ți plăcea nici anturajul lui? Ba, îmi plăcea. Dacă era așa cu băieții, ce te vrei cu băieții? Ieșeam și eu cu ei. Păi băieții au și ei iubitele lor. Ieșeam împreună. I-au obosit la un moment dat. Da, nu, mai luat în oraș. Deci la un moment dat ai zis că hai să ne oprim că avem nuntă și el vrea să iasă. Da, el asta încă vrea să iasă. Și de asta ați divorțat. Of, Doamne. Au mai fost certuri, vă dați seama, ca în orice relație. Că n-aveam o relație perfectă. De nimic v-ați certat sau din ceva? Din ce? Ne mai certam. Când eram la distanță, când el pleca undeva, ne certam tot timpul. De ce? Vrei să știi ce se întâmplă? Știa. Așa e că, deci, că poți să pariezi că era ca la Daniela Crudu cu Mihai Costea, cu Nil, înțelegi? Unde ești? Pune pe FaceTime, fă așa frumos în mașină să văd unde ești, nu cumva să fii cu vreuna în mașină. Jură-te. El nu era gelos, eu eram... Păi dar tu făceai chestia asta. Nu făceam așa. Nu? Nu făceam așa. Avea oricum nu, tot. Aveam, nu, el nu mi-ascundea nimic, deci telefonul lui era telefonul nostru, telefonul meu la fel.
Săracul băiat. Am avut o relație foarte frumoasă până la un moment dat când eu nu am mai fost de acord cu ieșirile. Bun.